designed to inspire, educate, and empower young adults around the world. Welcome to the Manda Inspiration Show. Dragi prieteni și dragi ascultători, bine ați venit la Manda Inspiration Show. Numele meu este Ionuț Ungureanu și suntem în direct la FRP TV, studiourile din Londra, la un nou episod al Monday Inspiration. Sper că ați avut o săptămână realizată, plină de succes, multă pace și fericire în familiile voastre. În această emisiune avem o persoană deosebită, o persoană extraordinară, un profesionist de excepție și vă rog să mă ajutați să-l invit în studio pe domnul Remus Fumurescu, antrenor de not și handbal. Bună, Remus, bine ai venit! Salut, bine te-am găsit, mulțumesc de prezentare! Și noi mulțumim că ai acceptat invitația la Manda Inspiration. Cum știi de altfel, Manda Inspiration are ca scop de a inspira, educa și motiva această generație. Și viziunea noastră este aceea de a crea o următoare generație de lideri. Și cred că astăzi suntem în locul potrivit de a vorbi despre acest subiect. Pentru românii de pretutindeni, cine este Remus Fumurescu? O scurtă introducere, te rog. Remus Fumurescu este un pasionat de handbal și în not, este un pasionat de performanță, este un pasionat de a forma, așa cum bine zici tu, tineri pentru viitor. De unde, Remus, de unde și când a început această pasiune pentru sport, performanță, viață și tot ce faci tu? De la 8 ani a început pasiunea mea pentru sport. Am practicat fotbal 10 ani de zile, copil fiind, până la nivel de tineret. Am fost campion național la nivel de tineret cu Universitatea Craiova. Dar, din păcate, cariera mea s-a încheiat la 20 de ani, odată cu intrarea la facultate. Am considerat că este mai bine pentru mine să formez pe alții, da? Am încercat în fotbal, am ajuns până la acest nivel, am făcut 10 ani de performanță în fotbal, după care am considerat la momentul acela că este mult mai potrivit să investesc în tot ceea ce înseamnă instruire, facultate, să devin profesor, antrenor. Am în spate 20 de ani de vechime în cadrul liceului Horia Vintilă ca profesor. Iar ca antrenor 15 ani antrenez în domeniul handbal și de 5 ani în not. Wow, ce palmares ai! Chiar dacă nu, cum ai spus tu, ca fotbalist prea departe, însă ai un palmares foarte, foarte bun pe partea didactică și de partea de antrenor. Adică are o greutate tot ceea ce spui tu, vorbind de ani, vorbind de 10 de ani. Vreau să mergem puțin înapoi de când ai fost copil la 8 ani. Cum a fost călătoria de fotbalist și cum mai exact a impactat viața ta care a urmat după? Poți să ne spui, te rog, puțin ce s-a întâmplat psihologic, ce s-a întâmplat emoțional, cum s-ai transformat pentru persoana în care ești astăzi? Cum te-a ajutat experiența de fotbalist? A fost o perioadă fantastică pentru mine, o perioadă de formare. Țin să spun că în fiecare seară adormeam cu acest gând, să ajung un mare sportiv, să ajung un mare fotbalist. A fost efectiv visul copilăriei mele care m-a format, care mi-a ținut gândul spre ceva foarte frumos, spre un obiectiv măreț și m-am format cu o mentalitate de învingător, cu o mentalitate de luptător. Așa cum foarte frumos scrieai tu în cartea pe care eu ți-o citesc, Never Give Up. Asta a fost și în capul meu. Toată copilăria mea, ți-am zis, am avut acest sentiment. Sentimentul acela de a lupta, niciodată de a nu renunța, de a avea tot timpul obiective mărețe. Nu am reușit să fac pasul către fotbal de mare performanță. În schimb, toată acea perioadă minunată m-a ajutat să devin puternic, m-a ajutat să am o copilărie foarte frumoasă, să visez cu ochii deschiși și, așa cum îți ziceam, în fiecare seară, efectiv visam, mă vedeam pe un stadion plin de spectatori, cu zeci de mii de spectatori care mi aclamă echipa, vedeam în fața mea cupe pe care le ridicam. Toate aceste
Speranțe ale mele și visuri ale mele m-au ajutat foarte mult în formarea mea ca viitor adult. Adult, da. Deci, practic, vizualizarea la ceea ce tu vei deveni te-a ajutat, te-a motivat, nu? Să continui pe această cale. Foarte mulți tineri ne ascultă, Remus, și cred că este foarte important că noi povestim, cum spui tu, avem o conversație de astfel de natură, pentru că mulți tineri au nevoie de încurajare și suport pe partea aceasta. Și ce faci tu, eu cred că trece doar de cadrul didactic. Tu nu ești doar un antrenor de fotbal, eu cred că tu ești și un mentor și mai mult decât un mentor, eu pot să spun acum un părinte pentru toți pe cei care îi antrenezi tu. Adică un părinte, nu neapărat acel genetic fizic, dar un părinte acolo ca un sprijin și ești un ghid foarte bun pentru tine, pentru că tu ai trăit cu acea pasiune, cu acel foc, nu? Ai crescut, ai devenit adult și ți-a rămas și acum ce faci tu practic? O dai mai departe. Din perspectiva de fost fotbalist, că am jucat și am ajuns în primul eșalon din România, de fapt al doilea, până în divizia B, care a fost jucătorul care te-a inspirat ca model? Vorbind de modele, suntem la Manda Inspiration. Cine te-a inspirat pe tine când erai copil, Remus? Ce te ținea pe tine fired? Da, Gică Popescu a fost pentru mine modelul ideal, atât de sportiv cât și de om. Un luptător, un băiat simplu care a plecat de la Calafat și step by step a trecut în sport de la cel mai mic nivel și a ajuns unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a avut România. A ajuns în străinătate să reprezinte România, cu toții îl cunoaștem. Erau pentru mine modele, generația de aur a României. Toți fotbaliștii de acolo, luam de la fiecare ce e mai bun, stăteam, îi urmăream, ascultam interviuri, mă inspira fiecare idee a uneia dintre ei. Cât despre copiii pe care îi antrenez, foarte frumos ai descris tu că trebuie să fii un părinte, că trebuie să... Eu tot timpul să știi că mi-am propus asta și mai mult decât orice mi-am propus să fiu cel mai bun prieten al acestor copii. Ăsta este visul meu, să-mi apropii foarte mult copiii și să le dau cât mai mult, să-i motivez cât mai mult, să-i pot ajuta atât fizic, cât mai ales psihic. Partea psihică este foarte, foarte importantă în formarea acestor copii. La această vârstă, de exemplu, acum noi lucrăm cu... avem două generații de copii, o generație de liceu, fetițe de liceu, cealaltă generație, fetițe de gimnaziu. Sunt cu toții la vârsta la care se formează, sunt la o vârstă foarte, foarte importantă și noi, ca antrenori, venim cu tot sufletul alături de acești copii să reușim să-i inspirăm, să reușim să-i motivăm, să reușim să le arătăm drumul bun, considerat de noi în viață, să urmeze ceea ce este bine, să facă diferența între bine și rău. Exact. Ai vorbit de antrenoria și aici cred că deja intrăm în altă eră, în altă era vieții tale, să spunem așa, ca individ și profesionist. Ce a urmat după această aventură sau să spun așa perioada de fotbalist și ce te-a motivat sau cum a intrat, ce s-a întâmplat, în ce context ai descoperit tu că vrei să fii un antrenor sau să mergi la facultate, respectiv să studiezi și să ai aceste realizări? Ce exact te-a motivat? Dorința de... că tu ai performat până la un anumit nivel, dar apoi a fost acolo un click, a fost ceva care te-a dus pe această carieră, nu? A antrenorului, a ghidului, a mentorului, da? Și așa mai departe, cum am spus, tu ai mai multe roluri. Eu personal consider că tu ai mai multe roluri în același context. Ce te-a motivat? Când s-a întâmplat mai exact și cum? Dorința mea de performanță cred că este motivația mea. Îmi doresc foarte mult să fiu cel mai bun, îmi doresc foarte mult să inspir, îți folosesc cuvântul, îmi place foarte mult cum sună acest cuvânt, să inspir cât mai mulți copii. Dorința mea de a ajuta și de a forma oameni prin sport. Pasiunea mea foarte mare pentru sport. Cred că asta m-a făcut să aleg meseria de antrenor. Sunt pasionat, mă consider pasionat de sport, mă consider pasionat de performanță
și îmi doresc din suflet, prin fiecare exercițiu pe care îl fac, prin fiecare discuție pe care o am cu sportivii mei, îmi doresc să-i motivez, îmi doresc să-i ajut și îmi doresc să pun și eu o cărămidă la temelia casei pe care o construim împreună, la temelia viitorului adult pe care l-am în față. Ai o responsabilitate enormă, Remus, ceea ce faci tu și cred că așa cum medicii, da, operează pe creier sau pe inimă și sunt responsabili de viețile oamenilor, așa și noi ar trebui să ne luăm acest rol în serios. Numai că de multe ori poate nu toți îl însușesc acest rol. Aș dori să te întreb, care este lifestyle-ul, care este viața unui antrenor, cum este viața de antrenor și care sunt responsabilitățile lui? Ce te simți tu, cu ce te simți tu responsabil și care este, cum să spun așa, nivelul de trai al unui antrenor? Cred că ești foarte ocupat, cred că ești foarte activ, nu? Că ne transmiți această pasiune pentru antreprenoriat și sport. Da, da, da. Cu siguranță ți-am spus, motivația mea este una măreață. Vreau aici să fac o paranteză, te rog să-mi permiți să introduc și pe colegii mei. Noi suntem o echipă, o consider eu foarte puternică, am alături de mine un coleg cu care lucrez de 20 de ani în performanță, Marian Mitroi este numele lui, și o fostă sportivă, Niculeț Gabriela, care s-a alăturat în acest trio și toți trei avem un obiectiv comun, acela de a antrena acești copii minunați pe care îi avem în grupele noastre. Vreau să zic că o foarte mare parte de timp o alocăm studiului. Aceste antrenamente pe care vii și le prezinți în sală, în spatele lor au o oră de pregătire. Se face o planificare pe termen mediu, pe termen lung, în fiecare zi ne sfătuim, vedem minusuri și plusuri și în funcție de asta construim planul de antrenament în fiecare zi. Este foarte important să vii cu ceva nou tot timpul în antrenamentele tale, este foarte important să surprinzi plăcut tot timpul sportivul tău cu un anumit exercițiu, este foarte important să-l pui pe sportivul tău în fața unui exercițiu, să-i dai tot timpul mai multe soluții și să-l obligi pe el să aleagă cea mai bună soluție în rezolvarea unui exercițiu sportiv. Este foarte important să-i obișnuiesc pe sportivii tăi să gândească. Este foarte important să-i obișnuiesc pe sportivii tăi să fie ambițioși, să aibă o motivație clară. Ăștia sunt lucruri foarte, foarte importante care necesită timp, dar eu consider că prin pasiunea noastră pe care o avem pentru sport, devine ceva foarte plăcut pentru mine. Să studiez, inclusiv citindu-ți cartea. Eu mă inspir din acea carte și vreau să spun că pentru mine este o pregătire a antrenamentului. Văd acolo anumite exerciții pe care le predau, exerciții psihice pe care pot să le prezint copiilor. Multe dintre ele mă regăsesc și țin să spun că am în antrenamente discuții cu sportivii mei pe astfel de teme psihologice. Wow! Consider că, cum am spus, ce faci tu transformă. Este o lucrare transformativă. Când a început acest proiect la care lucrezi, consider că este un proiect de suflet, cum ai spus, din pasiune, pentru tinerii din ziua de astăzi. Când a început acest proiect și în ce constezi, dacă trebuie să ne spui și nouă? Sigur că da, îmi face o deosebită plăcere să vorbesc despre proiectul nostru. Universitatea FEFS Craiova se numește clubul nostru și am înființat acest club în urmă cu 10 ani. Avem 10 ani de activitate, avem copii care au făcut deja pasul către echipa de primă divizie a orașului Craiova, avem copii componenți ai lotului național, dar mai mult decât orice avem în fiecare copil o părticică din sufletul nostru. Am însămânțat în fiecare copil puțin din mentalitatea noastră, din mentalitatea de învingător. Clubul nostru a pornit în urmă cu 10 ani, cu speranțe mărețe. Ne-am propus în primul rând să avem un număr foarte mare de copii, am reușit, pe care să-i inspirăm, pe care să-i orientăm spre sportul de performanță la nivelul orașului, așa cum
mi-aduc aminte acum câteva săptămâni în urmă când ne-am văzut în unul dintre cele mai frumoase parcuri din România, în Craiova, noi stăteam de vorbă. Îți povesteam cum am împărțit orașul, cum am împărțit Craiova în patru zone, zona de nord, de sud, vest și est, și în fiecare zona orașului am înființat o echipă. O echipă de fetițe de 7 ani, de 8 ani, și așa am plecat noi, cu o selecție foarte bună, incluzând sute de copii în primă fază. Și am continuat să ajungem la o singură echipă, o singură echipă de junioare 2, o singură echipă de liceu actualmente. Da. Care sunt anumite performanțe care le-ai realizat și de care sunteți mândri în acest proiect? Cea mai mare performanță este aceea că am avut 10 ani de zile o mare parte din copii alături de noi. Să ai 10 ani de zile un copil alături de tine la cea mai importantă vârstă, vârsta la care el se formează, este un lucru fantastic. Să îl vezi cum crește sub ochii tăi, ăsta de fapt este cel mai mare rezultat al muncii noastre. Ca și performanțe sportive, am avut locul 4 la nivel național, locul 7 la nivel național, locul 9 la nivel național. Am avut, cred că, 4 sportive pe parcursul acestor ani, 4 sportive desemnate, cel mai bun pivot din țară, cel mai bun inter din țară, cel mai bun goalkeeper la turneele finale, ca și premii individuale. Dar ți-am zis, marele nostru rezultat și satisfacția noastră o vedem zilnic în sălile de sport, acești copii alături de noi. Așa cum toată lumea cunoaște, perioada aceasta este una foarte grea, da. Și atunci, de 6 luni de zile, țin să spun că ne antrenăm prin parcuri, ne antrenăm afară și în condiții de toamnă, de ploaie, de vreme rea, și cu toate acestea copiii continuă să vină la antrenamente. Cum ai spus tu, Remus, never give up, și când vorbești și îmi spui că în aceste situații dificile, chiar dificile pentru noi toți adulții, mai ales și pentru tineri, tu continui să-i inspiri, să-i motivezi, să-i ții activi, mai ales psihologic, bine și fizic, bineînțeles că ele colaborează, nu? Ambele arii. Ce face clubul tău diferit de celelalte cluburi, sau ce consideri tu că voi aplicați ca strategie, ca atitudine, ca și comportament? Cum este deosebit clubul tău de handball față de alte cluburi, sau ce crezi tu că faci diferit, prin ce te diferențiezi față de ceilalți, ca proiect, ca întreg, am înțeles că ai câțiva colaboratori de mare valoare. Ce faceți voi diferit față de ceilalți, sau ce considerați voi că sunteți diferiți, prin ce? Da. Foarte frumoasă întrebare. Consider că suntem diferiți prin prisma faptului că suntem o familie, suntem foarte uniți, vorbim aceeași limbă, la noi nu există conceptul de antrenor principal, de antrenor secundar, de... Nu, ne înțelegem foarte bine cu toții, vorbim aceeași limbă, cu toții suntem antrenor principal, antrenor secundar, femeie de serviciu, suntem părinți pentru acești copii, suntem prieteni ai acestor copii. Asta cred că ne diferențiază, faptul că suntem cu tot sufletul alături de acești copii și faptul că ne considerăm o familie, suntem foarte uniți cu toții. Deci unitate, nu unitate, este cheia, cum ai spus tu, respect, unitate și pasiune, cred că vă leagă pe toți dintre voi. Foarte multe cluburi ajung la performanțe, însă nu simt această unitate ca întreg. Asta ne transmiți voi, că voi sunteți ca un întreg. Și de ce nu am dubii că veți reuși? Asta consider că ne diferențiază. Asta consider că ne diferențiază de ceilalți. Ți-am zis, pasiunea noastră și selecția care a fost continuă, și țin să zic că sita cerne permanent, și automat
nici copiii, să știi că nu au reușit să reziste. Eu ți-am spus, la început am avut sute de copii alături de noi și nu au reușit să reziste cu toții. Cerințele sunt destul de drastice. Noi suntem foarte severi în privința seriozității copiilor. Vreau să nu lipsească la antrenamente, vreau să muncească alături de noi la antrenamente, să fie foarte serioși. Și de aceasta SIT a cerut în permanență și consider că a rămas esența, au rămas niște copii deosebiți, au niște rezultate la școală, cum nu pot să zic, la clasa 8-a când au intrat la liceu, 90% din fetițe au avut peste 9,50. Wow. Deci vreau să spun că am avut ca medie un 9,50 plus minus câteva zeci de sutimi, însă acolo am fost ca medie de intrare la liceu, ceea ce este foarte important de știut. Fetițele astea învață foarte bine și cu niște copii isteți poți lucra total altfel. Da, corect, sunt de acord, rezultatele sunt diferite. Dar ceea ce faceți voi, lucrați paralel să dezvoltați acești copii, cum ai spus, nu doar fizic, ci mai ales psihic, adică nu doar profesional, dar și personal. Asta îmi place foarte mult la tine, când ne-am cunoscut prima oară, țin minte, și acum mi-ai transmis acea pasiune și dorința ta sau cum lucrați voi, cum faceți voi lucrurile în acest proiect. Care sunt, să spun așa, următoarele obiective sau unde punctați și care ar fi misiunea pentru anii care vin, adică pe termen scurt, pe termen lung, dacă vrei să ne spui și nouă, care sunt, unde doriți să ajungeți în următoarele ani, ce vă doriți să faceți, idei noi în proiect, care sunt obiectivele voastre și unde vă doriți să ajungeți în următorii ani? Da, normal, avem obiective pe termen scurt, obiective pe termen lung. Pe termen scurt avem obiective să menținem grupul, să ne antrenăm foarte bine, iar pe termen lung ne dorim să ducem la capăt proiectul nostru. Capătul proiectului este finalizarea junioratului, perioadei de juniorat. Fetițele acestea termină perioada de juniorat la nivelul clasei a 12-a. Noi avem obiectiv să continuăm cu fetițele până la finalul perioadei de juniorat. Este foarte important pentru noi să promovăm cât mai multe fetițe către înaltă performanță. Așa cum îți ziceam, sunt 10 din fetițele noastre, fac deja pregătire cu senioarele pe rând, mergeau mai precis înainte de această pandemie la echipa de senioare și făceau antrenament acolo. Sunt în vizorul echipei de senioare. Este foarte important pentru noi, așa cum îți ziceam, avem și convocări la lotul național, deci este foarte important pentru noi să reușim să ajutăm acești sportivi să facă pasul către înalta performanță, să meargă în continuare către echipele de seniorat, să reprezinte România în competițiile internaționale. Vreau să spun că am obișnuit acești copii de micuți, am fost la turnee internaționale, au deja, cred, 5 turnee internaționale în spate acești copii, am fost în Serbia, în Austria, în Macedonia, ne obișnuim să mergem în cantonamente, în străinătate, nu numai handbal, așa cum bine ziceai tu. Parteneri și avem voluntari care se ocupă de asta și lucrăm inclusiv limba engleză. Ți-am zis, în program avem inclus o dată pe săptămână au făcut fetițele ani de zile cu acești voluntari. Da. I-am motivat prin prisma faptului că am fost inclusiv în cantonamente. Ultimul cantonament a fost anul trecut în vară în Macedonia. Acolo am întâlnit echipe naționale de alte naționalități cu care am putut interacționa și la fel reprezintă o motivație mare să ai ocazia să cunoști sportivi de loturi naționale din întreaga lume. Am continuat cu pregătirea fizică, inclusiv spre natație. Pe perioada de vară lucrăm cu fetele în bazin.
Este foarte important să avem cât mai multe variante pentru acești copii, să investim cu adevărat, da? Nu să fim stricți pe ceea ce înseamnă handbal. Nu. Am adus alături de noi antrenori din lumea atletismului pentru pregătire fizică. Wow. Doamna Gina Ene mi s-a alăturat, este antrenoare de loc național și mi s-a alăturat în pregătirea sportivilor, pregătirea fizică. Pentru portari am avut alături de noi pe Flori Stanciu, cetățean de onoare a orașului Craiova și o mare sportivă a Craiovei, care s-a ocupat în această perioadă de portari. Către echipa de senioare au avut contact direct cu sportivele de acolo, cu antrenorii de acolo, au interacționat. Este foarte important să le prezinți copiilor modele, să nu îngrădești și să-i obișnuiești să viseze cu ochii deschiși, să învețe să zboare efectiv. Înveți să zboare, îmi place. Mi-au notițe din ce spui tu. Ai câteva fraze care chiar îmi plac foarte mult, cum ai spus, să înveți să zboare. Poate știi acea poveste cu puiul și acuila, nu? O acuilă, da, a crescut cu pui și într-o zi a spus ce mi-ar plăcea să zbor și eu cu acea acuilă, dar de fapt ea era o acuilă, da, doar că a crescut cu pui. Și atunci, deși avea are și putea să zboare, ea nu zbura, doar că era printre pui. De aceea mi-a plăcut foarte mult, cum ai spus, să învățăm să zboare, să le dăm acest impuls, acest curaj. Vorbim de sport, vorbim de handbal, ai menționat ceva și de not, și de alt, și de natație. Vreau să te întreb ceva, din punct de vedere al antrenorului. Unde este România, adică vorbim de sport, da? Unde este România în faza sportului și de ce schimbări crezi că ar avea nevoie din perspectiva ta de antrenor ca să ajungem să avem rezultate și performanță ca națională chiar, de handbal, de fotbal, de not și așa mai departe. Unde crezi că am putea lucra, ce am putea îmbunătăți? O părere personală, da. Cred că suferim la un capitol, suferim la capitolul rezultate. Suntem ahtiați după rezultate, suntem orbiți de rezultate la un nivel fraged de vârstă și uităm esențialul, uităm să investim în acești copii și să-i pregătim pentru seniorat, să-i pregătim pentru viitorul adult. Noi pregătim decât momentul de astăzi. Da. Asta este marea greșeală a românilor din punctul meu de vedere. Aici suferim teribil și cred că legislativ este o mare problemă la nivel de federații. La nivel de federații de fotbal, de handbal, de basket, vorbesc la nivel global acum. Cred că ăsta este motivul pentru care nu avem rezultate, pentru că foarte mulți copii din România practică sport. Și din punctul meu de vedere, această specializare timpurie cred că ne obstrucționează. Nu ne permite să facem o investiție măreață în copii până la nivel de 14-16 ani, să investim, să le formăm o bază, să avem răbdare, să-i formăm pentru viitor. Îi învățăm la 9 ani ce ar trebui poate să îi învățăm la 16 ani. Și atunci apare boom-ul mult mai devreme, apar niște rezultate mărețe la nivel de copii, iar după aceea automat apare o barieră și cred eu că unul din motive este acesta. Fiecare antrenor își dorește foarte mult să confirme, nu avem răbdare să înțelegem că de fapt toamna se numără bobocii, să înțelegem că rezultatul final îl reprezintă acest copil când va ajunge la nivel de senior, când va termina cu perioada de juniorat. Nu trebuie să ne grăbim din punctul meu de vedere. Eu vreau să cred că noi am făcut asta, că am investit în acești copii foarte mult cu speranța ca toată munca noastră să se regăsească la un nivel de 18 ani, de 19 ani, de 20 de ani, atât în ceea ce înseamnă pe plan sportiv, cât și psihic. Wow, ai dezvoltat, mulțumim mult pentru contribuție și pentru inspirație și foarte multă valoare. Ai menționat ceva ce cred că generația care ne ascultă, da, tinerii de pretutindeni, ai menționat ceva legat de răbdare.
ne lipsește foarte mult, suntem, cred că, cronic de această, suferim această răbdare, nu mai avem răbdare. Există ceva, un sindrom, îl numesc eu, acela de, în engleză noi spunem, short time gratification. Adică vrem să fim gratificați acum, instant. Suferim, cum ai spus tu, de aceste rezultate și la nivel, cum ai spus tu, global, național, nu neapărat de club local și așa mai departe. Însă, din ce sunt formate federații, cluburile și așa mai departe, sunt din tineri, sunt din copii, din oameni, din adulți. Și cred că ai pus punctul pe ei, Remus, și te felicit pentru asta și cred că toți românii de pretutindeni care ne ascultă sunt de acord cu noi că ar trebui să lucrăm la acest aspect al răbdării și al acela de a respecta natura noastră, da, și să dăm timp. Mi-a plăcut foarte mult cum ai explicat. Noi numai, toamna se numără bobocii. O metaforă care îți spune totul. Adică tu trebuie să-i dai răbdarea acelui copil să, cum faci tu, adică cum e iarna cu un bulgăre de zăpadă. Ai văzut când vrei să faci o mulă de zăpadă? Nu e zăpada și o pui acolo. Trebuie să-l rostogolești, da? Să te joci cu acel bulgăr. Cum ai spus, să te joci, să devii prieten, să fii atent cu el, ca să poți să construiești apoi omul de zăpadă. Mereu dau acest exemplu, pentru că e un exemplu foarte simplu și oricine poate să-l înțeleagă. Consider că avem în momentul de față, Remus, o țară, o instituție, o federație, un exemplu în lume după care ne putem inspira sau trebuie să creăm noi aceste metodologii și strategii pentru a ne îmbunătăți performanța și dezvoltarea ca umani? Nu, cu siguranță modele sunt, modele avem în jurul nostru. Eu învăț copiii permanent să ia ce este cel mai bun de la fiecare. Ori cu siguranță în fiecare om există ceva bun. Există ceva bun în colegul meu de antrenament, există ceva bun în adversarul meu, există ceva bun în sportivii de mare performanță, în modelele pe care noi ni le alegem. Este foarte greu. Nu înțelegeam în facultate când am studiat teoria educației fizice, nu înțelegeam ce înseamnă, atunci când ne vorbeau în teorie, nu înțelegeam ce înseamnă, se legau foarte mult de obiceiul din zona respectivă, de tradiție. Și nu înțelegeam, spuneam, nu există așa ceva, eu dacă merg acolo, merg și implementez. Și iar țin să spun că în practică m-am lovit de asta. În primul an de învățământ am mers și am vrut să fac basket într-o școală în care se învățase numai handbal. Au venit copiii la mine și m-au tras de mână, că știți, noi suntem buni la handbal, noi vrem să ne formați o echipă de handbal aici. Ei m-au luat și m-au format ei pe mine. Abia după aceea, din practică, am înțeles ce mult contează tradiția, ce mult contează exemplul din zona aceea. Deci este foarte, foarte important să respectăm tradiția. Avem foarte multe valori în jurul nostru, avem foarte multe valori în trecutul nostru, de unde ne putem inspira. Copiii au de unde să se inspire. Însă este foarte important pentru noi să-i canalizăm, să-i ghidăm, efectiv să le arătăm cu degetul ceea ce este bine. Este foarte important pentru noi să formăm o echipă alături de părinți, alături de toți cei care sunt lângă acești copii, de profesorilor, cu toții formăm o echipă. Ei, toată această echipă trebuie să vorbească aceeași limbă. Noi trebuie să învățăm pe copii ce este important să mănânce, ce este important odihna, cât este de importantă, cât este de important studiul, cât de important este să fii bun la școală. Noi trebuie să-i formăm pe acești copii cu o mentalitate foarte sănătoasă, iar pentru asta avem nevoie de modele, așa cum zici tu. Cu siguranță ne putem inspira. Ne putem inspira de la tine. Tu ești un model foarte bun. Copiii mă întreabă, le-ai vorbit fetelor mele, le-ai strâns acolo în parc și le-ai vorbit. Fetițele mă întreabă, ce se mai întâmplă? Ce mai faci? Unde ești? Le-am redirecționat cartea ta și aștept să o citească, aștept feedback-ul lor. Deci, avem nevoie de modele, cu siguranță. Da, cred că asta face tot jocul și consider că tu ești un model, Remus, și echipa ta este un model în ceea ce face. De aceea am dorit să vorbim puțin despre sportul românesc, modele de care avem nevoie. Ai menționat Gică Popescu, nouă legendă vie a fotbalului românesc, cred că și pe planul mondial. Mi-a plăcut foarte mult exemple care le-ai dat. Noi ne inspirăm unii pe alții și unii de ceilalți. Acum am vorbit despre tine, ca și copil, proiectele la care lucrezi. Hai să vorbim puțin despre Remus Frumurescu de astăzi. Cine este Remus Frumurescu astăzi? Este tată? Ce mai face pe lângă ale sportului? Ce mai place să facă? Cum își trăiește el, să spun așa, viața de zi cu zi?
Da, meseria mea este de tată. Am trei copii de care sunt foarte mândru. Am o fetiță care face handbal în echipa mea, are 14 ani, am un băiețel de 11 ani și Trăiască. un junior care zilele acestea va împlini un an. Felicitări, la mulți ani, înainte. Doamne ajută, mulțumesc! Așa că, într-adevăr, principala mea meserie este de tată și încerc și eu să devin, ca și antrenorul Remus Umărescu, încerc să devin și tatăl Remus Umărescu, cel mai bun prieten al copiilor mei. Este cu siguranță un obiectiv, iar un alt obiectiv al meu ca părinte este acela de a petrece cât mai mult timp alături de copiii mei. Asta îmi doresc foarte mult și pentru mine este foarte, foarte important să vorbesc cât mai mult cu ei, să le citesc, să mă joc, să not împreună cu ei. Asta este obiectivul meu ca tată. Timp de calitate. Cred că această poziție de tată și eu o simt când ai vorbit, am simțit și chiar m-am emoționat. Am doar un băiețel și mă gândesc când ai spus am trei și m-am gândit cum e să ai trei când eu am și mă simt wow, cum e să ai trei care am, adică, cum ai gestionezi timpul să fii și un antrenor de performanță, să faci lucrurile și ție personal și apoi și copiii tăi. Ai menționat ceva de prietenie. Consider că prietenia este o valoare inestimabilă. Chiar este o valoare inestimabilă și dacă tu ai devenit și prieten cu acești copii, ei au tot suportul, că de la prietenie poți construi orice, ok? Un campion, absolut ce dorești tu, pleacă de acolo, de la un fundament, de la un fundal, de la niște principii. Remus, tu ai avut o carieră de fotbalist, ai călătorit, ai practicat foarte multe sporturi, acum ești într-o poziție în care cred că ți-ai dorit foarte mult timp să fii. Cui dorești să-i mulțumești pentru această călătorie a ta și dacă ai avut un mentor anume sau câteva persoane care te-au inspirat pe călătoria ta, de-a lungul călătoriei tale? Dorești să menționezi anumite nume? Cui dorești să-i mulțumești pentru suport, pentru încurajare, pentru inspirație și așa mai departe? Da, la fel ca și în sport și în viață, am avut tot timpul o echipă alături de mine. Am format o echipă alături de părinții mei, de fratele meu, am format o super echipă alături de soția mea. Viața mi-a dăruit niște prieteni minunați, fără de care n-aș fi putut să ajung aici, fără toți acești oameni, fără familia mea, fără soția mea, fără prietenii mei. N-aș fi reușit să ajung aici. Asta este echipa mea, echipa din spatele meu, de care sunt atât de mândru și datorită lor, cred că sunt aici. Am entuziasmul acesta și mă simt foarte puternic. Mă simt foarte puternic că am o familie incredibilă lângă mine și că am niște prieteni. Cred că m-ar pune în fața lor în multe situații. Bineînțeles, și Wow. eu am același simțământ față de ei. Wow. Ăsta cred că este darul cel mai frumos de la Dumnezeu pe care l-am primit. Da, mi-ai transmis practic această putere, acest entuziasm, această pozitivitate. Îți mulțumesc mult pentru acest lucru. Deși tu ești la Monday Inspiration, da? Chiar ne-ai inspirat și cum sunt sigur că și pe ascultătorii noștri. Unde se pot conecta oamenii cu tine, cu proiectul tău, cu acest club? Unde te pot susține, urmări sau cum se procedează? Avem o pagină de Facebook, Handball Club HC, Universitatea FEFS Craiova. FEFS Craiova, Facultatea de Educație Fizică și Sport Craiova. Super! Mulțumim! Sunt sigur că mulți tineri și nu numai vor accesa și îți vor da sprijinul necesar. Acum ne apropiem de final. Aș dori să mai povestim. Sunt sigur că te vom mai avea ca invitat pe anumite teme, dacă ești de acord să discutăm legat de sport, bineînțeles, unde acolo unde ești un expert, consider, al lumii sportului. Pentru românii de pretutindeni, Remus, un mesaj personal de la Remus Fumurescu, antrenor de fotbal și not, părinte, da? Locuiește în Craiova. Un mesaj încurajator pentru românii de pretutindeni personal de la Remus Fumurescu. Da, un mesaj personal. Never give up. V-aș dori ca tot timpul să visați cu ochii deschiși
Și să știți că trebuie să aveți foarte multe obiective. Având foarte multe obiective, până la urmă o parte din ele se vor împlini. Tot timpul le spun copiilor mei, țintește luna și vei dobori un vultur. Nu ținti un vultur pentru că riști să dobori o cioară. Deci visați, visați cât mai departe, visați cu ochii deschiși și până la urmă veți ajunge departe. Mulțumim, Remus, pentru inspirație. Îți dorim o zi inspirată și ție, cum ne-ai inspirat și tu pe noi. Mult succes în proiectul tău și în tot ceea ce faci și să ne vedem curând în studioul pe RPTV la Monday Inspiration Show. Multă pace, fericire, dragoste și împliniri îți dorim. Mulțumesc mult, numai bine! Sănătate! Dragi ascultători și dragi prieteni, mulțumim pentru timpul acordat. Acesta a fost emisiunea de astăzi, Monday Inspiration Show cu Remus Fumurescu, cum să reușești în sport și în viață, cum să reușești ca persoană și cum să te dezvolți ca o persoană integră. Mulțumim, Remus, pentru inspirație. Ne revedem curând la următorul episod al Monday Inspiration Show. Vă dorim o săptămână inspirată și ține minte, drag prieten, trăiește, visează, iubește. Mulțumim frumos, la revedere!